Bun găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro. În aceste imagini se vede foarte clar, nu e făcătură, nu este nimic, este un telefon. Suntem la un concurs mare de Grand Slam, Grand Slam în, de judo la Paris și... Iertați un pic. Da. Da, mă. E, cu de toate, hai mă, e prima dată, cu de toate, cu de toate. Deci ketchup dulce, e, pui ceapă caramelizată, curry de la curry, cum îi zice, niște sos de brânză și știi ce rog? Pe barosanul ăla de-l face să o amestece un pic, în sensul că ai văzut că mai curge la, la fund acolo. Și cartofi. Te-am pupat ca întotdeauna, aia că sunt în... Pa, pa, pa. Franțuzoaica Priscilia Neto, pe care o vedeți în imagine, a venit efectiv cu telefonul la dumneai. Adică nu pot înțelege cum un telefon mobil, incredibil, să nu te lase să-ți faci muga. Mai iertați un pic. Da. Să trăiți. Da. Nu, 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 nu. 020 interfonul, nu 20, că dacă sunați 02 o să sunați la garsoniera aia de jos din. 020. Sunteți cu farfuriile. Da. La etajul 4, spatele liftului. Dar nu... Nu, 020, că dacă sunați 020, sunați la garsoniera 023, să sunați 20. Mulțumesc mult. Și are grijă soția, da, sănătate. Niciodată n-am putut înțelege cum să nu te lase să-ți faci treaba un telefon mobil. Adică tu vii cu telefonul mobil inclusiv la turneul de Mare Slam de la Paris, unde ea, Priscilia Gneto, atenție, este bronz la Olimpiada din 2012 și cu toate acestea... Da. Am cam și eu asta. Vin mă la fotbal. Marsear. Da. Bă, să-i zici lui Griguță să bage și aer cald acolo. Da, mă, vin cu butelie, cu el, vi-ți venim cu toți. Să bage și că a fost frig, bă, data trecută. Ești nebun la cap. Cine ai ăștia, dar am stat pe bară, că am fost trei echipe, am înghețat. Da. Da. Da, mă, vine și Cătălin Borfaș și toată lumea. Da, hai, hai, sănătate, pa, pa. Mă iertați că nu înțeleg cum poate să un telefon mobil să nu dea. Doamna este la mare turneu de la Paris, judo. Ea e laureată la Jocurile Olimpice din 2012, campioană, atenție, europeană în 2017 și cu toate acestea vine cu un telefon mobil care o încurcă în timp ce dumneaei, nu chiar nu putem înțelege cum un telefon mobil să-ți facă. A fost descalificată, bineînțeles, au trimis-o acasă. A mers mai departe Momo Tamaoki, cu japoneza cu care s-a bătut, i-a luat telefonul mobil, nu e bășcălie, și s-a dus cu el la arbitru. Dom'le, uitați că are treabă. Că vrea să-și facă poze, că o deranja cineva, că avea de primit un curier. Treaba dumneai, ideea este că la un astfel de nivel mare, la 57 de kilograme, să nu poți să înțelegi cum... Da. Da, domnule, că am parcat 3 minute și am lăsat numărul de telefon acolo, ce naiba că... Păi am zis și am scris și mulțumesc, Cătălin Oprișan, și am scris mulțumesc că vin și... Viu acum să o iau, dă-o că e o mașină, vorba aia, e fier, dar 2 minute asta că am avut o pastilă, dar... Și să rămână oamenii ăștia și pe as.ro.